Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la Weekendul Horror. Am aici pe prietenul meu, Ciubaca din 2013-2014, skinul meu de pe Minecraft. În fine, jucăm clap clap, practic am aplaudat, iar tu ai dat like. Ți-a plăcut gluma aceasta? Asta a fost una dintre glume, dar sunt un îngrijitor de casă, doar că sunt casele bântuite unde facem noi curat și când aplaud, nu numai că dai tu like, ci o să aprind luminile, ceva de genul. E un joc gratuit pe Steam, așa că hai să-i dăm, hai să vedem despre ce este vorba. Mi-a zis Rafael, mi-a fost dorm rău de tot de Weekendul Horror, vreau jocuri horror, așa că atunci când pun, mă aștept să te uiți la tot episodul, să dai like, să dai share pe Facebook, Instagram, TikTok Gaming și peste tot Instagram Reels. Și e 8 octombrie 1984 și am văzut o reclamă în ziar. Voi citiți ziarul? Probabil că nu. Despre un house-sitting job. Nu știu ce înseamnă asta, cred că te duci și faci curat. Și că n-am bani, așa că facem ce-o fi. Desigur că trebuie să curezi casa la 3 dimineața. Mamă, ce mă, grafica asta? Ok, asta e interesant rău de tot ce se întâmplă aici. Deci are grafică de PS1, dar avem 160 de frame-uri. Că am eu monitorul de 160, înțelegeți ce zic? Hai să vedem. Ia, clap, clap. Ce zici, fratelu? Scuze-mă, încerc să găsesc o casă. Mă poți ajuta? Desigur, ce casă cauți? Asta n-are nume. Caut casa lui Maxim. M-a angajat. Interesant. De obicei pe mine mă roagă să am grijă de locul lui. Eu sunt Marco. Ok. Zi-mi unde e casa. Desigur. Este două case mai încolo. Aici. A mea e chiar aici. Suntem vecini. Savo e în mijloc. Ok. No problem. Am un sistem automat în casă care primește poșta. Sunt foarte nerăbdător. Ce face? Aprinde luminile când aplauzi. De ce ai luat-o? Au început să dispară oamenii. What? Vecinul nostru Savo are una și se tot laudă. Ok, a plecat în vacanță după ce a instalat-o. Și care are un sistem de camere în interiorul casei. Ok, dacă ai nevoie, anunță-mă. Deci a zis two houses down, înseamnă că ălea sunt casele, corect? Adică asta e casa lui Savo, de a zis el care lumire și ailaltă e a noastră, cred. Ok, hai să vedem despre ce este vorba în Weekendul Horror, boys. Let's go, this must be it. Clap, clap, certified. Smart house, și că e casa inteligentă. Hai că vedem noi cât de inteligentă este. Bună, e cineva acasă? Nu. A zis că, zic, cheile sunt în backyard, în spate. Am spus că e sânge pe aici. Mă duc să verific. Bă, dar n-avem și noi o lanternă, adică merge așa pe întuneric? A zis că a pus cheia la flori. Ia uite, am găsit-o. Hai să vedem dacă funcționează. Păi și vrea să mă întorc în față, presupun. Wow, wow, wow. Vezi că e miștocuță casa. Are un pic de grădiniță în spate. Unlock the front door, ok. Sure thing. Hai să vedem. Ce sunt? Clap, clap, bă! Opa! Mă simt primit, sau e un loc primitor. Au spus că e o casă inteligentă. Citește notița pe frigider, hai să vedem. Dezastru, ce mâncare lăsată! Salut, mulțumesc că ai grijă de căsuța mea. Ai grijă să verifici mailbox-ul. Noaptea, să verific poșta. Dă cu apă pe plante și aruncă gunoiul. Apasă Q ca să pornești luminile în cameră. Odată ce ai terminat, mănâncă. Poți să mănânci din bucătărie. Ai dat like! Hai să vedem. Deci aplaudăm. Hai să verificăm toată căsuța. Oh! Ok, ok, ok. Deci trebuie să aplaud ca să aprindem luminile. Doamne, de ce e atât de întunecat în cameră? Opa, m-a plăcut, dar n-a mers. Explore the rooms. Mama, mama, hai să vedem, ia. Bă, deci am deschis ușa asta, care e de la garaj. Am înțeles. Desfă așa. Bă, s-a auzit ceva. Eu vă zic că s-a auzit ceva. Vișeu. Mașina de spălat, tot ce trebă. Explore the rooms. Deci vreau să mă duc la etaj. Ok, ok. Caution, do not enter. De ce? Stai să deschidem noi toate ușile. Ioi, mă, moi, mă. Oh, la toilet. Cred că sunetul ăla e că se închide ușa.
Fantome, avem fantome? Da, avem, suntem bine. Aruncăm și noi astea, facem ce vrem în casă. Am venit să fac dezastru aici. Ok, explore the rooms. Mai avem o cameră de explorat. O să mai deschide ușa, gen. Yay! Am explorat tot! Televizorul, de ce nu pot să-l arunc? Casa pare normală. Hai să facem lista aia. Gotta grab the mail. Cine ia poșta la 12 noaptea? Check the mailbox. Missing, please help. Asta o fi developerul. Are 25 de ani. Și lipsește. Missing house sitter. Deci lipsește unul exact ca și noi. Cred și noi suntem house sitteri. Mă întreb ce s-a întâmplat oare. Cred că urmează să aflăm ce s-a întâmplat. Nu știu ce am impresia. Time to show those plants some love. Trebuie să arătăm dragoste plantelor. Grab the watering can from the garage. Oh, the garage. Yes, yes, yes. Ok. Are sânge pe aia, ce are? Water the plants. Ah, astea sunt. Bă, dar ușa asta... Nu vrea și ea să funcționeze? Ia vezi. Amă că le-am udat, ce mai? Cine udă plantele noaptea? Bă, dar ce se întâmplă că le-am udat, nu? Gata, mă. Ok. Gameplay. Are o bară, mă, și nu văzusem. Bun, quality gameplay right here, guys. Udăm plantele noaptea și luăm poșta. Luăm ziarul la 3 dimineața. Bun, 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 ne prezentăm bine până acum. Cum era să apară un om la geam acolo? Bă, what? Ok. O să udăm plantele. Între timp, voi ce mai ziceți? Cum mai sunteți? Băgați și vă în GFL cu codul RAF? Destul de dulce GFL-ul ăsta. Ca și fantoma care urmează să mă sperie. Classic rău. Bă, câte plante mai sunt, man? Și eu am apă infinită, ca să înțelegeți aici. Deci sunt regele pe apă. Părerea mea e că... Nu știu. Partea asta jocului nu prea are sens să stai să buzi plantele, dar... Zic și eu, nu știu. Mai bine mă punea să fac una alta, să mă plimb dintr-o parte în alta decât să... ud 3-4 plante. Hai să luăm gunoiul din bucătărie. Vecine! Ce te-am crezut, poți să-i arunca? Mă speria de mâinile mele. Preconizarea mea e că o să ne sperie ceva aici. Ok. Ok, nu ne speria nimic, ok. Wow, this bag is heavier. Are oase în el. Oh, what? Are oase în el. Mama mea, ce se întâmplă? Bă, m-ai speriat, șobolane! Sunt agentul Ristolino. Trebuie să spun câteva întrebări. Cum a apărut asta așa deodată? Sigur, despre ce e vorba. Ok, ci că dispar oamenii în zonă. Am auzit și eu, da. Ești sigur? Da, 100%, doar duc gunoiul, știi? Ok, dar să fii atent ce se întâmplă aici. Ok, inspectore. FBI, open up. Păi am băiat oase de om în pungă, nu vrei să le verifici? Ce s-a întâmplat, mă? Ce să mai închide gunoiul? Ia niște mâncare din bucătărie, nu ne spălăm și noi pe mâini? What the? Bă, what? Am văzut... Wave, trebuie să dați înapoi. Ce s-a întâmplat acolo? Am văzut niște mâini. Era unul cu mâinile așa și a aplaudat în casa noastră. Ok. Bă, ce s-a udat, mă? Check upstairs, dar nu prea aș vrea să verific upstairs. Și de ce sunt oase de oameni? E gravă rău, boys. E over. Cariera noastră e over. Suntem bine, suntem bine. Odată ce am urcat aici, suntem la revedere. Uf, hai să vedem. Pentru țară și popor,
Ai, și de aici, mă, ăsta. Access denied. Ok, ok, ok. Bun, urmează să mă sperii pentru content. Ca să iasă mișto episodul. Pentru că eu știți că nu mă sperii de pixel pe ecran. Bă! Nu, mă, suntem bine, suntem bine, suntem bine. We're good, we're good. Aici e ultima, aici e monstru. Ha! Poate mi s-a părut mie doar. Eu o să dorm la asta în casă? Hell no! Mă fazei că știu că e monstru ăsta aici, în orice secundă poate să apară. O să iau niște mâncare. Put cereal on bed upstairs. Cine mănâncă cereale la 3 dimineața? Aoleu, acum mă prind asta că sunt cu mâinile ocupate. Nu e niciun pat aici. Bă, ce mă enervează ușile astea? Stai, bă, deschis! Cereale? O să mor acum? Bă, ce? Stau în pat și mănânc cereale. Papa bun? Adorm, deja nici am mâncat cerealele. De ce nu-i tăla ceva horror? What? Nu s-au stins luminile când am aplaudat. Se încarcă rotițele jos. Ce s-a întâmplat, man? 3 dimineața, v-am zis. Bă, era acolo, l-am săzut! What, câtă capul are deasupra ușii! No way, că nu l-ai văzut și ai ratat tot! Te-ți dai înapoi! What's going on? Mă, ce, nici ne-am mâncat cerealele. Mi-a furat telecomanda ăla, nu cred. Ce, mă? Oanță! Doamne, spart ușa! Bă, ce? A aplaudat cineva. Bă, a aplaudat cineva. Și era l-am fost eu. Mă, ce? Poți să ridic capacul la WC-ul. Cărțile. Clap, clap. Deci ce e aici? Că nu înțe... Ok. Find out what's going on. Rața asta e nouă meu prieten. Hai cu mine, rățușca. Ajută-mă. Bă! Cine ești? Arată-te! What? Mă... Uite-l! L-am văzut, l-am văzut, e și căpățâna. Arată-te, monstru. Rubber ducky. Ce e cu rățușca? E prietena noastră. Păi ce se întâmplă? Se aude ceva, dar nu știu ce. Mă, ce face asta în casă aici? De ce vrea întuneric? Nu mai înțeleg ce trebuie să fac. L-am auzit! A închis o ușă, cred. Wow, ne-am cuiat! Și asta a revenit aici! Run! Bă! Aprinde-te! Bă, 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 bă! What the fuck? Nu se mai aprinde nimic! We're fucking dead! Ce trebuie să fac, mă? Bă, vine moartea! Pleacă de aici! Ce
Ce dansează ăsta așa, bă? Sunt mort. Mi-a rupt gâtul. Retry from checkpoint. Mă, ce? Mai încercăm o dată, ni se învârră rătițele iar. Mă, deci mai trezim. A, apare la ușă, parcă. Hopa! L-ați văzut? Ok, deci mă ridic din pat. What was that? Trebuie să ne jucăm până când îmi zice că trebuie să scap. Până când îmi apare aia cu run. Deci aici apare el. Când a aplaudat, a stins lumina aici. Cred că aia a vrut să ne arate. A spart ușa. Deschide geamul și așa mai departe. Ok. Bă! Ok. Deci aici ne zice că trebuie să fug. Nu pot să fac ceva, nu pot să... Bă! Mamă, ce m-am speriat! Doamne, cum s-a întins după noi! Și de ce s-a golit gunoiul? Pleacă firele, naiba, dă-ne, bun! Ce-a fost, bă, asta? Ia uite acolo ce se întâmplă. Deci, fii atent, noaptea apar ăștia și omoară oamenii din case, cred. Nu mai dorm niciodată noaptea, cred. Pă-ntuneric. What? Vezi că a fost tare ideea jocului. Am tot fugit până când am ajuns la poliție. A venit ăla de la FBI să ne anunțe. I-au găsit corpul lui Marco în casă. Și Maxim a fost băgat în punga de gunoi. De ce era punga pe care am dus-o noi afară? Savo a dispărut la fel. Deci toți trei vecinii care erau trei case una lângă alta au murit toți. Deci da. Oameni, îți imaginezi în viața reală un monstru de 2 metri și ceva care apare când e întuneric? Era un film pe tema asta parcă. Și trebuia să ții mereu lumina aprinsă sau pe întuneric venea monstru. Cazul rămâne nerezolvat. Bă, a fost tare jocul. Faza e că a fost gratuit. Deci poate dacă ar extinde povestea, ar face puțin mai lungă, ar putea vinde jocul. Thank you for playing my first ever indie horror game. Bă, apar din ce în ce mai mulți developeri. Asta e interesant. Și jocul chiar a fost bun. Deci m-am bucurat să lucrez la el. Voi face mult mai multe jocuri pe viitor. Ok, deci cam acesta a fost episodul, dacă v-a plăcut, like și nu uita să țineți lumina aprinsă sau vine monstru după voi!